Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor dr. Miron Bogdan de la UMF Carol Davila București și medic primar de pneumofiziologie. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit cu frățească dragoste. Este o emisiune mai specială, având în vedere că suntem în perioada sărbătorilor pascale. Ne-am gândit să abordăm împreună cu domnul profesor componenta spirituală a medicinei, a actului de vindecare, acum în preajma acestei mari sărbători a creștinătății. Am să încep cu o mică introducere și am să-l rog pe domnul profesor Miron Bogdan să comenteze o idee care poate nu e suficient de clară, de aceea mi-aș permite să o reiau, și anume aceea că nu există practic nicio contradicție între religie și știință. În mod ciudat, uneori intenționat sau neintenționat, s-a considerat că știința și religia sunt incompatibile. Ori de-a lungul timpului mari savanți, Isaac Newton, marele naturalist suedez Linné, au spus nu numai că nu există nicio contradicție, dar că perfecțiunea naturii duce automat la ideea unui creator și după Linné, cea mai sigură cale de a ajunge la Dumnezeu este studiul naturii. Deci această compatibilitate, dacă vreți, între știință și credință este o constantă a vremurilor și a unora din marii savanți ai tuturor timpurilor. De altfel, omul, până natura lui, a spus-o și Mircea Eliade, au spus-o și alții, are o componentă religioasă a ființei umane, face parte din ființa umană această componentă. Și aș începe prin abordând spiritualitatea creștin-ortodoxă în preajma acestei mari sărbători și relația cu medicina. Și începe prin a accentua această idee că între știință și religie nu există niciun fel de incompatibilitate, aș spune chiar din contră. Cum comentați acest lucru, domnule profesor? Domnul profesor, introducerea dumneavoastră este legitimă și acoperitoare. Eu aș spune că nu numai că nu există incompatibilitate, dar aș spune că există complementaritate, adică este un continuum, fiindcă, de fapt, una dintre modurile în care, în actul credinței, ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem de Creator, este prin contemplarea creației, iar omul este vârful creației lui Dumnezeu. În textul Facerii există o citație extraordinară, spune: l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. În ceea ce privește chipul, este definit prin două elemente, prin raționalitate, dar în spatele raționalității, în mod plasat supra-rațional, există spiritualitate, este natura spirituală a omului și după aceea, dacă timpul ne permite, îmi voi permite să fac apropierea, să fac legătura între omul spiritual, omul trupesc și între credință și cunoaștere, distingând că de fapt există mai multe nivele de cunoaștere. Există un nivel care este pur material, dar există și un nivel care este supra-înțelegător, care presupune, în limbajul comun îi spunem intuiție, în limbaj spiritual, duhovnicesc, ea spune viziune. Este acolo unde intelectul se dă peste cap și capătă o dimensiune vizionară, capătă o dimensiune integrativă care adună la oaltă minunea care se cheamă creațiunea
și în capul minunii creațiunii, minunea care este omul. Da, foarte frumos spus. Nu reușește decât să întărească ideea anterioară și vă mulțumesc foarte mult. Și în acest context, deci abordând actul terapeutic, prin care medicul încearcă să vindece într-o relație medic-pacient marcată de la bun început de o componentă spirituală puternică și care act al vindecării, sigur, are mai multe componente. Aș începe prin a spune, luând un exemplu din chirurgie, binecunoscut de altfel, legat de ce spunea Ambroise Paré, considerat părintele chirurgiei moderne și care spunea, eu l-am operat, dar Dumnezeu l-a vindecat. Această forță care se interpune între ceea ce face medicul și vindecarea propriu-zisă. Și aici, sigur că are importanță inclusiv componenta spirituală a terapeutului, a medicului. Pe de altă parte, pacientul la rândul lui, modul în care privește boala și suferința și participarea lui la actul vindecării este la fel de importantă. În context, s-a vorbit de puterea vindecătoare a rugăciunii, o știm cu toții, în special în zona ortodoxiei creștine, faptul că este un mod de a obține vindecarea, de a o grăbi, de a o accelera și ale cărei resorturi au fost analizate, inclusiv din punct de vedere fiziologic. Au fost fiziologi care au făcut înregistrări ale activității cerebrale în timpul rugăciunii și care au arătat că, într-adevăr, există o relație între aceasta și vindecare. Fiindcă ați vorbit, ați atacat frontal problema care ne și unește în acest interviu, în acest dialog. Amândoi suntem medici, dumneavoastră chirurg, eu medic non-chirurg, medic pneumolog, internist. Aș vrea să spun că am putea să atacăm problema bolii de pe o platformă care este inteligibilă chiar și pentru non-religioși. Aș spune că unul dintre lucrurile cele mai flagrante atunci când studiezi viața și studiez omul, este armonia. Deci este un nivel care este intangibil din punctul de vedere al vreunei analize. Reamintesc că gândirea analitică este cea care desparte tot ceea ce studiază în părticele. Analiză. De fapt, lucrul cel mai tulburător atunci când ești în față cu viața este sinteza, este întregul care la om este paradigmatic, are exemplaritate. Iar boala este un atac al dezordinei, al disarmoniei. În termeni de fizică vorbim despre ordine și dezordine care se mai cheamă entropie. Deci este un asalt al entropiei asupra ordinii cu care a fost creat omul. Această dezordine a bolii găsește mai multe soluții. Unele soluții sunt prin abord medical, prin medicamente, prin gesturi care încearcă să restituie echilibrul. Alteori este necesar cuvântul, adică comunicarea interumană. Alteori cuvântul trebuie să se asocieze cu intervenția de celelalte feluri medicale și, în sfârșit, există intervenția dumneavoastră a disciplinilor chirurgicale care sancționează invaziile drastice ale entropiei și, ca să zic așa, îndepărtează răul din rădăcina lui și îl scoate din organism. Toate acestea însă sunt subîntinse de relația
între omul pacient și omul medic, de orice fel ar fi el. În limbaj creștin ortodox, când vorbim despre om, ca să-l definim la rădăcina cea mai adâncă, care este rădăcina sa spirituală, vorbim de o persoană. Deci omul, persoană care este suferind, are drept interlocutor omul medic care caută soluția pentru a curma suferința. De ce? Uitați, am auzit de curând o reflexie, o meditație a părintelui Rafael Noica, a marelui nostru monah, care e fiul lui Dinu Noica, lui Constantin Noica, și care are notorietatea, are puritatea unei linii spirituale excepționale. Mă gândesc la Sfântul Sofronie, Sfântul Siluan. Părintele Rafael Noica vorbește despre taina suferinței. Suferința este în sinea ei tot atât de misterioasă pe cât de misterioasă este și viața. Nu există viață, nu există o celulă care să funcționeze, care să fie vie, dacă nu suflă Sfântul Duh, adică dacă nu se acoperă de acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu în ipostaza de Sfânt Duh. Și atunci, de ce să faci medicină? Fiindcă, pe de o parte, suferința se amintește ca om despre precaritatea condiției tale, dacă procedezi reducțional, dacă te reduci mental la o schemă de rotițe din sate. Omul este amplu mai mult decât o sumă de rotițe din sate. Omul este un întreg care are în spate misterul, taina persoanei. Iar prin taina persoanei, de fapt, el este după chipul Creatorului, după chipul lui Dumnezeu, Tatăl. Iar a interveni medical înseamnă să restitui o parte din armonia concepției inițiale a lui Dumnezeu, astfel încât omul bolnav însuși, tămăduit de erupția dezordinii, de erupția entropiei care este boala, să fie capabil de a se apropia mai iubitor, mai adânc de taina lui Dumnezeu care este în el. Noi știm prin darul bisericii, este de la Sfântul Botez, atunci când îl primim pe Hristos, Dumnezeu adevărat, în inimă. Și aici e un joc foarte frumos lingvistic. Inima înseamnă anima, înseamnă zona cea mai profundă a ființei umane. Și de aceea actul medical trebuie să aibă binecuvântare. Ce înseamnă binecuvântare? Să aibă și inspirația Sfântului Duh. Deci, în momentul în care ești medic și te apropii de un om suferind, trebuie să știi să te rogi, trebuie să știi să chemi puterea și mila Sfântului Duh al lui Dumnezeu, fără de care opusul tău, fără de care realizarea ta nu va fi niciodată deplină. De aceea, probabil că, domnule profesor, dacă ne-am ales calea medicinii, eu de N ori am declarat-o, de 100 de ori, dacă aș reîncepe, tot medicina aș face, probabil că prin aceasta ne-am autodefinit și ca niște oameni ai credinței. Slăbuți cum suntem noi, anecdotici.
Dar în slăbiciunea mea, atunci când spun cred, primesc o investitură extraordinară care nu mă aparține, dar care mă acoperă, mă luminează. Și o leacă din lumina mea trebuie să treacă și asupra celor cu care am de-a face din punct de vedere profesional. Da, revenim la sărbătorile de Paști cu care am și început emisiunea. Ați vorbit despre suferință. Până la urmă, suferința ne duce cu gândul la cruce. Părintele Constantin Coman a scris o carte foarte frumoasă care se cheamă Despre cruce sau Vestea cea bună a răstignirii și în care spune la un moment dat că un creștin nu trebuie neapărat să încerce să se coboare de pe cruce, ba mai mult trebuie să rămână pe cruce, să se străduiască să rămână pe cruce și asta este suferința și asumarea suferinței. Și inevitabil putem aborda celălalt subiect care înseamnă moartea și biruința asupra morții prin înviere. Minunată trimitere faceți, deoarece pilda supunerii Mântuitorului la bătăi, la palme, la injurii, la bagiocorire care a culminat pe Golgota cu răstignirea, este referința cea mai directă la suferință, la o inerență a suferinței. De fapt, atunci când suntem în lume și căpătăm o leacă de conștiință duhovnicească, de conștiință spirituală, realizăm un contrast extraordinar care există între luminoșenia dumnezeiască și obscuritățile deseori întâlnite pe fața pământului. Obscurități uneori copleșitor de dureroase. Și, de fapt, toată viața noastră, pe lângă bucurie, un om care este viu trebuie să aibă în el bucuria. Bucuria este bucuria vieții, bucuria vieții dăruite de Dumnezeu și care întruchipează multiple chipuri, bucuria familiei, bucuria prietenilor, bucuria unui succes în mărturia profesională, bucuria belșugului, dar fiecare are în contraparte și icoanele durerii. De aceea, în iconografia ortodoxă, există o icoană foarte celebră a răstignirii pe Golgota, între cei doi tâlhari, dar există și o icoană a coborârii de pe cruce și a plângerii trupului mort a Mântuitorului. Aceste icoane reamintesc că întotdeauna în viață există momente de plus și momente de minus. Ni se dă prin rugăciune puterea de a trece peste momentele durerii, peste momentele suferinței și a actualiza o a treia dimensiune care e aceea a nădejdii. Deci credință, iubire și nădejde. Prin credință capăt o conștiință suprarațională, prin iubire mă pun la nivelul miracolului pe care îl reprezintă creația întreagă, iar prin nădejde realizez puterea, cer și primesc puterea
de a trece peste momentele de sincopă, peste momentele de durere, peste momentele grele. De aceea niciodată nu trebuie să ne părăsească nădejdea. Și acest lucru îl putem sugera, îl putem comunica, îl putem trăi, că și noi medici avem atâtea momente de îndoială despre noi înșine, atâtea momente de mare dificultate de a decide, de a rezolva vreuna din problemele la care suntem chemați, dacă nu, cel mai rău e atunci când suferim noi înșine de boală, fiindcă avem o raționalitate care să ne permită o apreciere a riscurilor, aprecierea viitorului nostru, care unor poate să fie sumbru, ca oameni pe fața Pământului. E, important e de a salva omul lăuntric. Am văzut oameni foarte suferinți, care prin credință s-au ridicat deasupra suferinței. Adică atunci când spui cred, și mă gândesc la simbolul apostolic, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Cred în Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, nu făcut. Deci, prin actul de credință, de fapt, capăt nu prin firea mea, ci prin acțiunea dumnezeiască care e a Sfântului Duh, capăt o dimensiune nemuritoare. Și atunci se stinge teama de moarte, moartea nu mai este un sfârșit inexorabil, moartea este trecere. Și atunci, desigur că noi medicii care încercăm să apărăm viața, de fapt creștem șansa ca acel om în viața pământească care i s-a dat, o are ca să se apropie mai sus de iubirea lui Dumnezeu, iubire care este dătătoare de viață, este zămislitoare, iar pe de altă parte este aceea care dă adevărata dimensiune umană, restituie prin asemănare o statură demnă de proiectul lui Dumnezeu când l-a făcut pe Adam. Da, iată de aici cum spiritualitatea creștină ajută omul bolnav până la urmă să învingă și suferința și chiar moartea. De aici încolo, sigur că ne apropiem de ce definează dumneavoastră ca armonie sufletească. Acest mod de a privi boala, suferința și, cum spuneam, chiar și moartea, ajută omul suferind să ajungă în acea stare de armonie care îl ajută de foarte multe ori să se vindece și care e o componentă esențială a vindecării, așa cum ați definit-o. Revenind la perioada sărbătorilor de Paști, v-aș întreba în această linie de gândire în ce măsură asceza care precede Paștele, cele 6 săptămâni de post, care nu înseamnă numai post alimentar, ci înseamnă mult mai mult decât atât, contribuie la găsirea acestei armonii, la restabilirea acestei armonii în interiorul ființei umane. Cred că prin aceasta ați atins o problemă foarte importantă a vieții duhovnicești, a vieții spirituale, care se cheamă asceză. Asceză vine din grecește, de la ascesis, care înseamnă de fapt ardere. Omul care are totuși o structură multiplă și complexă, în care are un trup, acest trup are o forță vitală. Forța vitală este impregnată de simțuri, are o relație simțuală cu tot ceea ce există în jur. Are pe de altă parte raționalitate care îi permite să judece conform unor reguli de judecată ceea ce se întâmplă cu el și mai de sus, presus de toate, are duh, are spirit prin care este o ființă
care are o origine divină, adică căreia i s-a dat stropul de divinitate care îl face să poată simți și năzui către sfințenie. Sfințenia, aș mai spune, cu un anumit simț transcendență, de a fi deschis și sensibil la ceea ce este dincolo de simțuri și de realitatea rațională, de realitatea elementar rațională, fiindcă este și o raționalitate înaltă. În momentul în care omul spune cred, e actul de naștere a ceva care înseamnă o supraprivire, o dimensiune supraînțelegătoare, așa spun Sfinții Părinți, despre realitatea. Această simțire, această dimensiune supraînțelegătoare se cheamă nous. În grecește se cheamă minte, în românește. Mintea sub formă de nous este instrumentul prin care ne putem apropia, nu totalmente, nu decât într-o măsură foarte joasă, rațional, ne putem apropia printr-o simțire de ceea ce este mai sus de noi, adică, de fapt, de Dumnezeu. Sensul ascezei, sensul postirii, este o micșorare a legăturilor pe care le avem cu lumea materială. Prin voința de a diminua plăcerile mâncării, prin a diminua plăcerile consumului de băuturi plăcute, eventual de alcool, de fapt, diminuăm ponderea omului trupesc, a omului materialnic. Și acest lucru nu face decât să înlesnească calea prin care mintea, care este nivelul acesta suprarațional care ni s-a dat, se apropie de realitatea noastră spirituală de la Dumnezeu. Și asta este, fapt, instrumentul este rugăciunea. Asceza, postul, favorizează rugăciunea. Adică suntem mai puțin asaltați de pofte, de mâncări gustoase, de pofte trupești. Depinde cât de mult ținem această postire, această asceză. Și rugăciunea are darul de a fi de mai multe feluri, de mai multe niveluri. Atunci când ne protejăm de asaltul lumii materiale din jur, sub formă de gusturi mai înalte, sub formă de mâncăruri mai rafinate, sub formă de băuturi, sub formă de alte modalități de a imagina plăcerea, avem șansa de a adânci nivelul rugăciunii. Iar prin rugăciune, de fapt, intrăm în dialog cu Dumnezeu. Prin rugăciune se face, asta este marea noastră harismă, marele nostru avantaj al creștinilor ortodoxi, că avem de a face ca oameni persoană, ca oameni iubitori, cu Dumnezeul întrupat, care este Iisus Hristos, este Hristos, care este Dumnezeu adevărat persoană. Deschidem, de fapt, posibilitatea iubirii, nu numai între noi ca persoane, între noi oamenii ca persoane, dar între fiecare dintre noi ca persoană, cu Dumnezeul persoană. Acest dar extraordinar nu este decât în creștinism. Ca să se fi întâmplat, trebuia să se întâmple miracolul întrupării Logosului, întrupării Fiului lui Dumnezeu din Maica Domnului și să se reveleze într-un trup uman ca al meu și ca al altuia Dumnezeu adevărat.
De aici decurge exemplaritatea a tot ceea ce Mântuitorul a comis în viața sa pământeană și pe care suntem îndemnați să urmăm. Deci în următoarea săptămână este săptămâna mare, după Duminica Florilor, când Mântuitorul intră în Ierusalim, urmăm să trăim împreună cu toate instrumentele pe care ni le oferă spre ajutor biserica, cu așa, cu rugăciunile speciale, cu ceea ce se cheamă deniile, în care se citesc evangheliile mărturisitoare ale săptămânii celei mari, care trec prin rugăciunea din grădina Ghesimani, care trec după aceea prin arestarea, prin judecarea, prin chinuirea Mântuitorului, prin răstignirea Lui, prin moartea Lui, prin drama extraordinară a punerii în mormânt și apoi culminează în noaptea învierii cu veste extraordinară. Hristos a înviat. Astfel încât noi, oameni mareșcari, fiecare dintre noi, ne facem părtași vieții Mântuitorului, căi exemplare pe care omul Dumnezeu a arătat-o oricui vrea să-l asculte. Da, domnule profesor, în încheiere aș vrea să abordăm o ultimă problemă, pentru că trăim aceste sărbători de Paști într-o perioadă extrem de complicată din istoria omenirii și încercând o interpretare în cheie creștină, pe care v-aș ruga foarte mult să o comentați, să ne gândim la faptul că în Apocalipsa după Ioan se anunță mai întâi o molimă, în care tocmai am trecut, a spune, poate nici nu s-a terminat. Urmează un război care, din păcate, iată, a și început foarte aproape de țara noastră. Sunt prognoze despre o posibilă foamete, care ar fi al treilea cavaler al Apocalipsei și, în final, conform viziunii avute de Sfântul Apostol Ioan în insula Patmos, ar urma moartea. Cum comentați această perioadă foarte dificilă și complicată prin care trecem cu toții? Domnul profesor, cartea Apocalipsei Sfântului Ioan este una dintre cele mai tainice texte din toate scrierile canonice pe care ni le oferă Biserica spre lectură și spre luarea minte. Vreau să vă spun că unele dintre cele mai teribile, din cele mai groaznice cumpene în istoria omenirii, de la Mântuitorul încoace, este încercarea de profetizare prin cartea Apocalipsei. Deci, tot ceea ce e scris în Apocalipsă este, ca orice text canonic revelat, este scris la dictarea Sfântului Duh. Deci nu este inspirație omenească, este inspirație dumnezeiască. În icoana Sfântului Ioan din Patmos, v-aș sugera să vă uitați, Sfântul Ioan stă în partea stângă a icoanei și este cuprins de raze luminoase ale Sfântului Duh, în timp ce în stânga, jos undeva, în peștera care impresoară pe amândoi, se află ucenicul Prohor, care scrie textul. Deci, Sfântul Ioan primește inspirația, dictarea Sfântului Duh,
la rândul său îl dictează lui Prohor. Dar știți cum este? Aici intervine dimensiunea credinței și dimensiunea nădejdii. Ca să nu spun, ca să nu omit dimensiunea iubirii. Cât timp ai credință, iubire și nădejde, nu ți se poate întâmpla nimic. Chiar dacă la un moment dat va trebui să părăsești trupul acesta, care tot știm că e vremelnic. Oricine s-a născut va ajunge și la clipa despărțirii de trup. Și atunci, de fapt, este o falsă problemă. Dacă v-aș cita momente în care oamenii au fost cuprinși de groază, fiindcă trăiau momente apocaliptice, nimeni nu o să mă creadă. Mă gândesc la războiul de 30 de ani. Mă gândesc la năvălirea hoardelor mongole, care făceau movile de capete în locurile cucerite. Au ajuns și în țara noastră, pe la 1241. Dacă mă gândesc la momente de foamete, cum a fost în 1923-26, în 1929-33, dacă mă gândesc la apocalipsa războiului 2 mondial, dacă mă gândesc la explozia bombelor atomice, dacă mă gândesc la clipe de cumplită cumpănă, cum a fost afacerea rachetelor sovietice din 1962 în Cuba, când era cât pe ce, cât pe ce. Nu-mi pierd credința, iubirea și nădejdea și mai cu seamă nu-mi pierd rugăciunea. Una dintre lucrurile care le spunea Sfântul Sofronie din Essex era că ai un semn că rugăciunea ta este mai adâncă și mai înaltă atunci când te apropii de una dintre poruncile Mântuitorului care spune iubește pe seminii tăi și iubește și pe vrăjmași. În toate mărturiile marilor sfinți care sunt pomeniți, această poruncă e una dintre cele mai dificile. Să-ți iubești dușmanii, să-ți iubești vrăjmașii. Dacă reușești așa ceva, ororile războiului se stompează, ororile fricii care decurg din prea puțină credință se subție și rămâi cu mesajul luminii, nu numai a luminii fotonice a Sfântului Soare, dar și cu lumina aceea a iubirii divine, a iubirii dumnezeiești, care este lumina necreată. Deci, eu aș sugera tuturor celor care încearcă să ghicească sfârșitul lumii precedat de apocalipsă, să renunțe la acest efort atât de dificil, dar cu rațiune umană, și să încerce să se apropie de rațiunea divină, care are ceva în plus. Este o rațiune iubitoare. Și atunci cred că viața devine respirabilă, fiindcă eu sunt pneumolog. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Cred că sunt în sentimentul dumneavoastră să urez tuturor creștinilor ortodoși care sărbătoresc Paștele sărbători cu liniște, cu armonie, cu lumină și cu bucurie. Aceasta ne ajută Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Cu drag.